زبان من شرفانه. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri, parfumerie. Dacă și voi sunteți în această zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsa butonelul de subscribe, implicit clopoțelul. Astăzi, de fapt în videoclipul de astăzi, am un cutter. Și dacă am un cutter, am și un colet. Da. Un colet de pe site-ul celor de la Dubai Collection, bineînțeles, cu care eu vă tot zăpăcesc, cu care am un cod de afiliere. Și anume ROJ25. Cod ce va aduce vouă un discount de 5% la orice achiziționați de pe site. Mostre, produse de îngrijire, parfumuri full size, geluri de duș, spray-uri de corp, tot ce au ei pe acolo. Și după cum vă spun eu de mult în mai multe videoclipuri, este de fapt un cod de extra reducere, deoarece multe, ei au periodic reduceri pe site, indiferent că este sau nu este Vinerea Neagră sau Black Friday. Și codul meu, ROJ25, vine cu încă 5% reducere. Da? Deci chiar dacă un produs cel doriți voi este deja redus, dacă puneți ROJ25, mai primiți o extra reducere de 5%. Dar să intrăm în operație, cum zic eu, și vom vorbi despre două case preferate, ale mele, bineînțeles, de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Coletul vine, ca de obicei, extra, mega, hiper, bine, ultra protejat. Și anume casele, două din casele mele preferate, Paris Corner și Hadlaj. Și nici nu știu cu ce să încep, deoarece parfumul de la Paris Corner eu îl am în varianta de mostră, s-a și macerat între timp, deci nu prea sunt first impressions sau primele impresii, sau să-mi dau eu cu părerea pentru prima dată despre el, dar totuși tot cu el voi începe. Este un hit. Da, tot ce pot să vă spun din start în legătură cu acest parfum este faptul că este un hit. Da? Atât în, de fapt, nu prea în YouTube-ul Mioriti, cum zic eu, mai mult în YouTube-ul internațional. Și vorbim aici despre Rifacat sau Baby Cat, varianta Paris Corner. Cutiuța, dacă mă întrebați pe mine, este superbă, da? Albă, simplă, aveți aici stickerul holografic ce vă atestă autenticitatea. Oricum, dacă achiziționați produse de pe site-ul celor de la Dubai Collection, nu aveți probleme în ceea ce privește fake-urile. Și să ajungem la sticluță. Sticluță care vine așa, celebru fund dublu, cum îi spun eu, da? E o sticlă foarte, foarte grea, foarte bine făcută și dacă observați voi pe undeva pe aici, da, se văd și copacii de vis-a-vis, avem notele scrise. Da, Eau de Parfum, 85 de mililitri, categoria Warm Spicy. Și avem notele scrise pe sticluță. Capacul este din plastic, nu este magnetic, dar e ok, e tare bine făcut, iar sticla e divină. Nu știu, mie îmi place enorm de mult. E minimalistă, este grea, este bine făcută, tot ce vreți. Haideți să trecem la note
și, bineînțeles, să-l pufăim și să vorbim despre el. Rifacat face parte din Oriental Collection, Paris Corner, inspirat de Baby Cat XL, iar acum îl găsiți în varianta de 85 de ml la 120 de lei. Da, cei de la Dubai Collection au rupt prețurile, cum zic eu, la tot ceea ce înseamnă Paris Corner, gama Emir de la Paris Corner, dar și la Hadlaj. Am văzut pe site de la Hadlaj niște parfumuri cu 77 de lei. Da? 77 de lei fără cod de reducere. Deci mai mult de atât și Avon e mai scump de 77 de lei. Ok. Note de vârf. Avem elemi, piper roz, piper negru. După aceea facem o paranteză să explicăm ceva. Note de mijloc, șofran, oliban, iar în bază, vanilie și lemn de cedru. Paranteza care vroiam eu să o fac, okay. Este cu și despre nota de elemi. Elemi este o rășină a unui pom, copac, cu aromă ușor verde, verde citric, ușor picantă, da? Cam la așa ceva să vă așteptați atunci când vedeți elemi în notele unui parfum. Bun. Haideți să vedem unde e atomizorul aici. Nu por nimic, da? Intenționat. Oricum nu mai aveam răbdare de azi de dimineață de la 7:30 de când mi-am dus flăcăul la grădi și am primit mesajul vieții cu coletul dumneavoastră se află la Easybox. Am zis ok, nu ne parfumăm cu nimic, atomizorul este divin, cum sunt toate cele din gama Emir, Paris Corner și Paris Corner în general. Bun. Deschiderea din Rifacat este o deschidere spicy luminoasă. Este ca și cum vanilia din bază s-a combinat cu piperul, cu cele două variante de piper din notele de vârf. Deci avem... Astăzi o să fie un clip cu ceva probleme cu microfonul. Avem acea vanilie picantă, se resimte și acea rășină, acel elemi. Ok. Acel elemi, în afară de chestia aceea cu verde, notele verzi și așa mai departe, are și o nuanță asemănătoare tămâiei, asemănătoare aromei de tămâie. Dar este ceva dulce totodată, ca și cum ar fi o tămâie dulce cu ceva accente verzi. Da, cred că asta e cea mai bună descriere, adică mai bine de atât nu aș putea explica elemii. Este acel parfum dulce, picant, aromatic, da? Aveți de toate în el. Dar are și ceva efervescent. Simți acolo ceva ca și cum ceva efervescent, da? Cel mai bine zis. Pe măsură ce se așează, prinde anumite fațete afumate. Te duce cu gândul oarecum, exact cum vorbeam și cu Otilia de la Cufărul cu Parfum aseară pe Instagram, te duce în By the Fireplace sau Fire Camp de la Emir. Da? Are tenta aceea ușor afumată. Nu pot spune că este la aceeași intensitate. Da? Am decant din Fire Camp, dar nota afumată din Rifacat
nu este la aceeași intensitate precum o resimt în fire camp. Este genul acela de parfum categoric unisex, nu-l simt să încline mai mult masculin, mai mult feminin, nu. Este fix pe linia de mijloc. Este unisex, unisex, unisex. Da? Pur unisex. Doamne, deci acele acorduri, acele nuanțe spicy aromate sunt nebunie, da? E nebunie parfumul acesta. Are și pielea aceea de căprioară, dar e genul acela de piele de căprioară foarte, foarte fină. Nu este izul acela puternic. Nu este pielea aceea care vine și vă izbește. Nu, este foarte, foarte fin și foarte, foarte frumos lucrată, cum spun eu. Este o piele de căprioară. Nu știu, dacă nu sunteți în zona parfumurilor cu și despre piele, da? Puteți lua o mostră, da? Întotdeauna mostre, mai ales că cei de la Dubai Collection vă oferă și posibilitatea de a achiziționa mostre. La fel cum și eu, acum 3 luni de zile, am achiziționat mostră prima dată. Ok, ca o mică paralelă, la un prim nas, deoarece eu îl dețin și pe acela tot în varianta de mostră, este vorba de Atuf. Dacă aveți Atuf, nu vă gândiți că nu vă trebuie rifacat. Nu. Atuf este... Cele două parfumuri nu sunt identice. Da? Asta... Haideți ca să facem o treabă. În Atuf este o vanilie pudrat spicy slab afumată. Da? Cu accente florale. Deci diferența între cele două la un prim nas din punctul meu de vedere este că în rifacat avem același ADN, același schelet, doar că într-un anumit loc adăugăm nota de piele de căprioară foarte, foarte fină și de foarte bună calitate. În schimb, Atuf merge și el pe același schelet, pe același tip de ADN, doar că în locul pielii de căprioară, în Atuf veți găsi o tentă florală. Da? Nu sunt aceeași poveste. Sunt un fel de veri îndepărtați. Da? Dar nu sunt două arome identice. Da? Dacă aveți unul, achiziționați mostră și din celălalt. Bun, îl mai lăsăm puțin, oricum l-am pulverizat pe mână, vom vedea ce și cum, cum se va așeza, cum se va dezvolta. Și a venit momentul, într-un final, am prins și eu rând la coadă, cum zic eu, mi-am luat bonul de ordine și m-am așezat frumușel la coadă, pentru că vom vorbi despre ceva mega hăipuit. Deci e senzația anului, mai ales de la celebra descriere ce a fost făcută pe TikTok, precum că ar fi aroma unei femei cu pieptul dezgolit, care stă lungită și acoperită cu ceva și mănâncă fructe și bla bla bla. Și da, vorbim despre Harim al Sultan de la Hadlaj. Ei bine, într-un final am pus și eu mâna pe acest ulei. Și ce să vedeți, că după ce a fost, ok, paranteză, bine, hai întâi să-mi termin ideea că iar amestec totul în cap. După ce a fost mega, ultra, hiper așteptat, în momentul în care a revenit pe stoc, pe site-ul celor de la Dubai Collection, în 48 de ore, dacă nu mă înșel, da, a fost out of stock. Și da, nu vă gândiți că cei de la Dubai Collection aduc marfa cu sacoșa, cum spun eu. Nu,
Oamenii aduc cantități, dar este mega, mega hăipuit. Înainte să trecem la subiect, pe cât este de hăipuit, pe atât de multe fake-uri au început să apară. În primul și în primul rând, folia de la el, mă ajută camera? Acum mă ajută. Are imprimat, da, logo-ul casei Hadlaj. Parcă acum se vede. Aveți logo-ul casei Hadlaj și aici scrie Hadlaj, da? Deci toată folia transparentă este imprimată cu emblema și marca, da? Și scrie Hadlaj original. Unu la mână, doi la picior. Aveți aici, ring light-ul vieții, aveți aici acel sticker, da? Holografic, ce vă atestă autenticitatea. 3. În partea de jos a cutiei, ca să nu spun fundul cutiei, da? Aveți aici Hadlaj, product of Al Hadlaj Perfumes, bla bla bla, da? Plus aici aveți beciul, data fabricației și așa mai departe, da? Deci sunt câteva elemente de securitate, ca să spun așa. Avem și ceva pe lângă ulei. Pe lângă ulei, sample not for sale. Avem o mostră din Harim al Sultan EDP. Mostră ce vine în variantă de 20 de mililitri. Bun. Hai să vedem acum bijuteria. Fac eu ceva pe aici? Nu fac. O, da, tati. Me gusta. Sticluța celebră, care ați văzut-o și voi peste tot, este aceasta. Este masivă. Este metal aici, nu este plastic, da? Vine inscripționată pe ambele părți, o dată aici, o dată aici. Plus, în partea de jos, ca să nu spun fundul sticlei, aveți din nou casa Hadlaj, ceva în limba arabă, habar n-am ce scrie, 35 de mililitri, made in UAE și site-ul celor de la Hadlaj, da? Așa vă dați seama că aveți un ulei original și nu variantele AliExpress, Alibaba și mai nou Shein sau Shein, cum se pronunță, da? Deci am văzut acest ulei falsificat, ca să spun așa, chiar și pe site-ul, pe aplicația Shein. Dar, ca să fiți voi cei mai siguri și cei mai liniștiți omuleți, comandați-l de pe site-ul celor de la Dubai Collection și nu vă doare capul. Ok, trecând peste toate acestea, nici nu știu acum eu ce testez prima dată, uleiul sau EDP-ul. Mai am eu trei mostre acolo, hai să testăm. Dar cum deschidem? Așa deschizi, Ana. Bun, hai să vedem EDP-ul. Bun. Am senzația aceea de apă în gură. Fructat, dulce, zemos, suculent, tente exotice. Habar n-am, vai cât e de tare. Habar n-am dacă EDP-ul are aceleași note precum uleiul. Și dacă miroase la fel. Însă, dacă miroase la fel, hype-ul de data aceasta este real. Doamne, cât e de șmecher. Bun. Haideți să începem cu uleiul. Să continuăm cu uleiul. Deci gata, sunt flower power, cum zic eu. Bun. Harim al Sultan Gold Hadlaj, 35 de mililitri, out of stock momentan, din nou. Dar am văzut că
că pe site scrie stoc nou decembrie 2023. Deci, octombrie suntem, nu? Da, peste două luni. Note de vârf, bergamotă, iasomie, bujor. Note de mijloc, ananas, prune, piersici. Iar în bază avem mosc, lemn de santal și paciuli. Acest harim al Sultan Gold de la Hadlaj, nu știu, spre marea mea rușine, nu m-am uitat să văd dacă într-adevăr este. Știu că este acolo la celebrul târg, da? Celebra competiție de la, din Dubai. Nu știu dacă într-adevăr a ieșit uleiul anului sau nu. Din nou, spre marea mea rușine, nu am verificat. Însă, știu că, din punctul meu de vedere, este. Deci, atât, nu știu, din câte esențe am urmărit și din câte esențe am, niciuna nu a fost atât de mega hăipuită precum acest ulei. Și să nu mai stăm pe gânduri și la discuții. Da. Da? Celebru bețișor de sticlă. Aici am pulverizat atuf, aici nu am nimic. Bun. Să vedem. Da. Da. Deci hype-ul este real de data aceasta. Este ușor citric, este fructat, este floral, este ambrat, este acea bombă de fructe exotice. Da? Dacă aveam această esență undeva la începutul verii, până acum nu o mai aveam, dar în afară de asta, cred că nu mai foloseam absolut nimic toată vara. Dar nu regret că l-am în viața mea nici acum, deoarece este genul acela de esență, genul acela de bază pentru layering, pentru enorm de multe parfumuri. Dar enorm de multe parfumuri merg combinate cu acest harim al Sultan Gold. Că mai este și silver. Deci se transformă. Eu până acum nu am avut decât, nu am decât un singur ulei de la Al Haramain, Tanasuk, care se transformă. Nu credeam. Știți, de obicei, chestia cu uleiurile și cu esențele, ele sunt liniare, da? Cum îl percepi prima dată, la fel va fi pe tot parcursul șederii sare pe pielea ta sau pe părul tău. Însă, harim al Sultan Gold se transformă. A devenit acum mult mai dulce și mă duce cu gândul la jeleurile. Erau niște jeleuri de la Haribo, dacă zic bine, când eram eu mică, vă las o poză pe aici. Acolo mă duce. Este ca și cum deschid o pungă din geleurile acelea și îmi bag nasul în ea, da? Un miros gurmand, ușor, slab citric. Citricul începe să se tempereze treptat, nu-mi găseam cuvântul. Da. Și aici avem apa de, ca și, unde am pus? Aici am pus. Ca și o paralelă la un prim nas, într-o perioadă de 10 minute de timp, uleiul este oarecum mai bogat. Are latura aceea mai dulce, mai pronunțată față de apa de toaletă. Dar sunt divine. Sunt divine și este genul de aromă all season, din nou în opinia mea.
de sine stătătoare, cât și în variante de layering. Cred că o să mă joc mult cu acest harim al Sultan Gold, simt eu așa. Bun, acum, ultimele, dar nu cele din urmă, avem niște, era să spun din nou esențe, niște mostre, dar... monstre, da? Și eram eu curioasă de o apariție nouă de la Perry's Corner și anume Noir d'Arabie. Bineînțeles, un parfum inspirat din Montal Arabian Tonka. Bun. Și mai avem două mostre din două lansări noi ale casei Hadlaj. Acestea momentan nu sunt pe site, însă vom discuta imediat și despre ele. Bun, unde? Aici am aplicat ceva? Nu. Haideți să vedem care e treaba cu Noir d'Arabie, pe care eu l-am ultra hiper. O să vă las notele de pe site aici, că am uitat. Știu că era... vai de viața mea! Deci nu știu dacă vedeți, n-aveți cum să vedeți, distanța, da? De la mâna mea până la nasul meu. Vai de... se deschide prin clasicul combo ud-trandafiri, însă aici avem și ceva vanilie. Deci parfumul ăsta, are un trandafir dulce, rafinat, ceva accente de zmeură, dacă zic eu bine. Mă duce cu gândul la genul acela de trandafir zmeurat, cum îi spun eu. Vai, cât e de șmecher! E genul de parfum cremos, senzual. Udul de aici nu este unul greu. Nu este genul acela de ud puturos, ud skunky și așa mai departe. Nu. Este genul acela de ud dulce din Chaga Food, da? Să fac eu o paralelă. Fix același gen de ud resimt în Noir d'Arabie. Avem o vanilie pudrată, e ceva acolo, dar mă duce cu gândul la vanilie pudrată, ceva paciuli, dacă zic eu bine, habar n-am, deci am fost tută și nu am scos notele, dar cu siguranță este genul de parfum unisex. Cu siguranță este la fel de 100% unisex cum este și rifacat. Este unisex. Devine caramelicios, se transformă. Nu v-am spus, am uitat. Eu nu dețin originalul Arabian Tonka, însă l-am testat, iar pentru mine, în accepțiunea mea și în felul în care eu resimt un parfum, Arabian Tonka ar fi o combinație dintre Instant Crush și Roses Vanille. Da, așa percep eu Arabian Tonka. Fix combinația, e ca și cum ai face layering între Instant Crush și Roses Vanille. Iar acum, acest Arabian Tonka, Noir d'Arabie, merge din ce în ce mai mult către original, extrem de mult. Da, extrem, extrem de mult. Nu știu, a ajuns la faza la care literalmente este un desert cu zahăr vanilat,
și o atingere de trandafir. Este o aromă sexy, atrăgătoare, captivantă, cu siguranță ideală, ideală pentru toamnă, iarnă. Și eu aș forța chiar și în primăvară cu el. Doamne Dumnezeule, da. Cum spune românul, I'm sold și după ce voi termina de filmat, voi comanda sticla. Da. Categoric, eu îmi comand sticla, nu. Bun. Mai luăm o gură de apă pentru că acest, cum te numești tu? Noir d'Arabie. Este genul de bombiță, la fel cum este și rifacat. Nu, aici am atuf. Da. Atuf este în continuare scheletul de la baby cat slash rifacat, doar că scoți complet în momentul de față pielea de căprioară de acolo și adaugi flori pudrate. Pe când rifacat, Doamne Dumnezeule, eu nu prea sunt în zona parfumurilor cu piele și mai precis nu sunt în zona parfumurilor cu piele, însă acest rifacat nu vă duceți cu gândul, nu are nicio legătură, oricum v-am mai vorbit de el din mostra ce o am în clipul cu Ujud versus Ishkal Shuyuk Gold. Nu este pielea din Ishkal Shuyuk Gold, categoric nu, este cu tot o altă lucrătură. Acum ai impresia că este acea piele de căprioară fină peste care ai presărat zahăr vanilat pudră. E sexoșenia într-o sticlă, e divin, deci e divin. Insist să achiziționați mostre. Bun, și acum vom vorbi despre aceste două noi lansări ale casei Hadlaj. De când am văzut ambalajul, eram pe sistemul, nu știu, este un emoticon, o să vi-l pun aici ca să înțelegeți ce reacție am avut eu când am văzut ambalajul acestor parfumuri. Capacul acela, inelul acela de Sultana Hürrem, cum îi spun eu, nu știu, pentru domnișoare, adică dacă aveți un iubit, nu încă soț, și iubitul acela are niște intenții mai serioase și v-ar dărui acel parfum, având și inelul acela, da, la capac, nu știu, e divin. O să vă las imagini cu ambalajele lor. Și avem aici Hadlaj Gamma de Proposal, da, deci și numele vă duce cu gândul. Și avem două variante, Special Occasion și Date Night. Haideți să începem cu Special Occasion. De data aceasta, oricum sunt plină peste tot. Paranteză. Da, acum este dulce floral. Deci, Harim al Sultan Gold este într-o continuă transformare. Eu așa ceva de la un ulei nu am întâlnit, doar de la parfum. Se transformă în continuu și este genul de ulei ce treptat se absoarbe în piele. Da? Nu mai este atât de uleios cum a fost inițial. Bun. Testăm cele două de la casa Hadlaj pe blotter, deoarece nu mai am piele. Bun. Acesta v-am zis că este special occasion. Iasomie. Dar nu iasomie aceea indolică, da? E o iasomie extrem, extrem de natural redată. Ceva lăcrămioare, am eu impresia. Ambră și un paciuli
aș spune. Doamne! Întâi și întâi de toate, nimic mi-i dă listă, dar nimic, nici măcar o fărâmă, nici măcar o atingere. Nu aveți condimente, nu aveți șofran, nu aveți ud, nu aveți... Nu, nimic, nimic. Deci eu resimt acum o combinație iasomie lăcrămioare. Doamne, cât e de frumos! Genul acela de parfum de designer, genul acela de parfum de doamnă, poate fi... Deci clar, este parfum de damă acesta, nu l-aș vedea pe un bărbat sub nicio formă. E genul de parfum ce ar merge foarte bine ca și parfum semnătură. Doamne, cât e de frumos! Foarte frumos e! Deci, Hadlaj, colecția Deep Proposal, da? Colecția Propunerea și parfumul se numește Special Occasion. Occasion. Ocazii speciale, că nu mai pot. Dar e divin. Deci e divin, e divin. Nu degeaba sunt eu nebunită după Casa Hadlaj, deci nu degeaba, nu. Este, l-aș vedea purtat chiar și pe o mireasă. E genul acela de diafan, feminin, floral categoric. Începe de se îndulcește treptat, ambră, am și spus ambră, dar este și un paciuli acolo, dar e foarte, foarte frumos. Ha, Doamne, divin. Îl lăsăm aici, sper să mă țină nasul, dar mai băgăm niște apă, să mai revin și la un, unde am pus? Aici. Stați că eu aici am mai multe mostre, da? Am și mostra de rifacat macerată, am și mostra de atuf, dar trecem la date night. Ia să vedem. Bergamotă și coacăze negre, dar din acelea suculente, zemoase, chestia aceea de-ți lasă gura apă. Floare de portocal, dar nu este o floare de portocal urâtă, nu. Nu e genul acela de floare de portocal sintetică, nu. Doamne, cum e acesta, Doamne, Dumnezeule! Mult, mult mai in your face, mult mai puternic față de special occasion. Categoric, da, este genul de parfum de seară, date night. Da, date night are și ceva dark, sexy, senzual pe acolo. Doamne, are și un iz ușor pudrat. O tentă fină de make-up resimt acolo, categoric este 100% un feminin prin definiție. Dar, din nou, nu aveți nimic, nici cel mai mic accent, nici cea mai mică atingere de ceva Middle Eastern. Nu, nu este. Este acel parfum de designer, da, designer. Vai, cât e de șmecher. Da. Da. Știți durerea vieții mele atunci când ori îmi comand, ori primesc mostre. Se lasă urât. După ce primesc eu mostre, se lasă urât. Haideți să spălăm nasul și să facem recapitularea finală. Bun. Începem cu rifacat. Da, s-a așezat. Și s-a așezat atât, nu știu, ai impresia că ești undeva la gura sobei, dar nici nu prea aș spune cu chiar la gura sobei, deoarece nu este
izul acela de lemn ars atât de proeminent. Dar este. Este prezent acolo, da? Deci are ceva apucături de fire camp, dar nu la nivelul aceluia. Reluăm. Hai să facem să fie mai către latura sexy, da? Cum îmi inspiră mie acest parfum. Nu ești în fața sobei. Ești în fața unui șemineu și pur și simplu stai pe o piele de căprioară fină, de calitate. Și mănânci zahăr? Nu știu. Deci astea trei chestii îmi vin în cap. Izul acela de șemineu, pielea aceea de căprioară foarte fină, foarte natural redată, foarte, foarte șmecherie. Deci e nebunie. Îi înțeleg și hype-ul acestuia, da? La noi nu prea e cu hype, dar internațional, credeți-mă, dacă scrieți Rifacat pe YouTube, o să vedeți că e mega hype în afară. Deci am spus șemineu, piele de căprioară și ceva zahăr pudră vanilat. Dar total unisex. Total unisex. Neapărat. Știți că eu nu prea instig, însă insist să testați mostră din acest parfum. Insist. Următorul a fost, hai să trecem întâi la EDP. Da, EDP este, nu este EDT. Și acesta s-a schimbat. Avem mango, avem fructe exotice, avem o tentă ceva de flori exotice. Însă s-a îndulcit foarte, foarte mult. Duce un pic în momentul de față către un gurmand exotic, da. Doamne, ce fain e. Deci dacă apare și parfum, sunt acolo. Uleiul. Da, ăsta iar s-a schimbat. Deci acum deci s-a deschis fructat exotic. Am trecut apoi către partea de jeleuri ursuleți de la Haribo. Iar acum suntem într-un floral exotic. Și da, din nou, da, se absorbe de pe piele. E genul de ulei ce, nu știu, îl poți aplica pe piele dacă nu ești ca mine să ți-l aplici pe păr. Și după, eu știu, vreo 10 minute te poți îmbrăca liniștit. Doamne. Dar din nou, este genul acela de esență, statement în ceea ce privește layering-ul. Dacă ești începător sau începătoare în ale layering-ului, dacă ai acest Harim al Sultan Gold, pentru că îl văd, chiar dacă este exotic, nu știu de ce, eu l-aș vedea și pe un bărbat. Adică combinat cu un parfum spicy bărbătesc, ar fi nebunie. Da. Din nou mi-am adus aminte de Mihaela, te pup draga mea, care mi-a scris, mi-a lăsat un comentariu foarte drăguț. Da, ador să creez și să combin. Da? Ador tot timpul să mă joc cu aromele. Următorul, ce am spus? Noir d'Arabie. Îl avem aici. Noir d'Arabie care mi-a lăsat pielea ușor uleioasă. Nu știu cât vedeți voi, dar pielea este ușor uleioasă. Da. Da. Deci eu îl comand. Închid filmarea și îl comand. Duce. Este un roses vanil, dar are în continuare ceva din Instant Crush. Este același mix, doar că acum ar tinde mai mult către zona de roses vanil, însă acel ceva ce i-a rămas din Instant Crush îl ține pe linia unisex. Din punctul meu de vedere, în opinia mea și în accepțiunea mea, roses vanil, bine, cred că este marketat ca fiind parfum de damă,
nu l-aș vedea pe un bărbat. Însă, acesta da, are, tind să cred că este șofranul din Instant Crush. Deci ar fi un roses vanil cu șofranul din Instant Crush, da? Șofranul acela îl ține în continuare pe linia unisex. Este total unisex. Și e foarte șmecher. Bun. Hai să continuăm cu... Nu, special... Ba da, special occasion a fost primul. De la gama nouă, de la Hadlaj. Da, s-a îndulcit. Seamănă cu ceva. Stați așa. Deci ăsta îmi seamănă cu ceva acum. E ceva de la designer. Deci eu am, știu aroma asta de undeva. Nu știu. Nu știu, nu îmi vine acum, da? Să pun degetul, dar îmi este extrem de cunoscută. Dar e foarte fină. Foarte fină. Foarte faină, foarte fină. Dar este acolo, da? S-a îndulcit. În continuare, am un iz de iasomie, dar este și ceva mâna Maicii Domnului, caprifoi pe acolo. Are o tentă, are o atingere de caprifoi în momentul de față. Doamne, dar cât e de șmecher și acesta. Deci cei de la Dubai Collection, deschideți un caiet, eu știu, să achiziționăm pe caiet, să achiziționăm în rate, să, nu știu, hai să facem ceva să fie bine, da? Ok, trecem la date night. Doamne, cum e! Nu, deci date night, categoric, eu îl vreau. Este dulce. Este, dar nu dulce gurmand. Este un dulce sexy. Floarea de portocal este în continuare acolo, dar nu e genul acela de floare de portocal. Nu are nicio legătură cu Love Don't Be Shy, nu are nicio legătură cu Oriana. Nu vă duceți în zona aceea. Este o floare de portocal mult mai realistic, real, redată, cum vreți voi. Este altfel de aromă de floare de portocal aici. În continuare, fructe de pădure, le resimt. Și în continuare are o tentă de ceva de make-up. Ruj, pudră, e ceva aici. Dar e atât de... Da. 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 Ce îmi place cel mai mult? Toate. Deci nu pot pune degetul pe ceva. Nu regret absolut nimic, nimic din ce am achiziționat și din contră. Parfumurile ce au venit în varianta mostră, deja le vreau, da? Oricum, primul Noir d'Arabie, fix acum, pentru că în sfârșit am ajuns la finalul clipului, îl voi comanda. Dar aștept să intre pe site și cele două parfumuri de la Casa Hadlaj, da? Deci în afară de prezentare, mirosul este din altă lume, din altă lume. Și credeți-mă că dacă pe blotter se resimte atât de puternic, oh, Doamne. Amândouă sunt de avut. E chestia că special occasion este acel parfum de zi, pe când date night, categoric după nume, este altceva. Da, bun. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat, nu uitați să o faceți. Iar eu, ca de obicei, vă aștept la șezătoarea / claca din comentarii. Haideți să mergem acolo și să dezbatem, să despicăm firul în patru, să vorbim despre toate aceste minunății sau... Dacă mai aveți voi alte recomandări pentru mine. Nu uitați nici de codul ROJ25, ce vouă va aduce un discount de 5% la absolut orice achiziție.
iar mie îmi revine un mic procent din comanda voastră, bani pe care nu mi-i trimite nimeni, nu-mi intră mie în buzunar, din contră îmi pot comanda alte minunății despre care să vin să vă vorbesc vouă aici. Link în bara de descrieri pentru absolut tot ce ați văzut. Nu știu dacă vor intra cele două de la Casa Hadlaj până voi posta eu videoclipul. Link pentru contul meu de Instagram, link pentru contul meu de pe TikTok. Iar eu, până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez din suflet. Mulțumesc! Zvonimy, szarafamy.